Hei, neața lume și bine v-am găsit la... Nu știu cam ce o să fie asta, dar... Nu știu, m-am trezit dimineață cu un chef nebun de a construi ceva în Minecraft și gen... Nu vreau să mă duc în Survivor și după aia să tot tai copaci, chestii și alea, vreau să construiesc ceva, nu știu, random. Dar să-mi iasă bine. Deci nu am mai pățit asta de mult, cu toate că... Nu vreau să construiesc ceva, dar... Gen, nu prea știu ce și nu prea știu unde și cred că am nevoie de o leagă de inspirație, gen, uite aici avem o groază de teren fain, e o lume amplified, asta e de reținut, cam așa arată insulița, e destul de mică, dar cred că putem să scoatem ceva fain din ea. Ok, acum am zis de ce materiale să folosesc, cred că am să folosesc spruce cu oak, cam bătrânda merge, ok, polished, asta arată bine, andesite. Să vedem dacă putem să folosim cable, poate. Wood. Ia să vedem ce mai găsim pe aici. Dark oak, hai să vedem. Ok. Și mai vreau spruce blocks. Da, folosim slab-uri tot pe acolo. Ok. Cât de mare vreau să fie? Ia să îndepărtăm totuși un pic de asta și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, număr impar, da? Și avem mijlocul aici, ba aici, nu-i număr impar, ok, hai că facem așa, da, că dacă ăsta e pe număr impar, între număr par, are logică 1, 2, 3, 2, 3, ies pătrată? Nu, e ok. Și ăsta o să vină aici, nu? Da, ok, deci ăsta e forma. În mare. Acum, chestia e că e un pic ciudat, că nu știu prin ce parte se intră, adică dacă vreau să intru prin față, trebuie să fac un pic terraforming. Aș putea să o fac pe toată cu un pic mai jos, deja am făcut un pic terraforming. Ah, trecem peste. Vedem asta la sfârșit. Deci, cred că vreau intrare aici. Plus e intrare mică. Eventual două geamuri mici, așa. Sau poate fără deloc. Deci înalt, gen, erau clădiri destul de înalte și erau construite din lemn și arătau super fain și aveau un overhang cu un cap de dragon, asta vreau să fac. Deci mi-am adus aminte că văzusem la un moment dat cum se face unul de la... Îmi pare rău dacă vorbesc foarte încet, dar chiar abia m-am trezit și chiar nu știu... N-am mai filmat de mult așa. Ok. Dar nu mai am deloc dexteritate de dead în Minecraft și încă dau click stânga cu... Nu știu dacă v-am spus vreodată, dar după ce am jucat LOL foarte mult cu un mouse foarte mic, mi-am luat ticul ăsta foarte tâmpit de a apăsa click dreapta cu degetul mijlociu și când încerci să fii foarte rapid, nu te ajută deloc. Vreau să scap de el, că e tare... Chiar te încurcă. Aș putea să mut peretele ăsta cumva cu un bloc în spate. Ceea ce ar fi fost o idee foarte bună. Și înăuntru nu prea mai rămâne spațiu, dar nu mă interesează spațiul înăuntru, trebuie să arate bine din afară. Nu știu, văd foarte multă lume care încearcă să construiască în Minecraft și nu iese și softică și nu știu ce, dar mi se pare că e foarte mult trial and error, adică stai, pui un bloc, nu-ți place, modifici, nu-ți place iar, modifici iar, deci faci un pas în spate, tu vezi cum arată. Până găsești ceva ce-ți place, până ești mulțumit cu ceea ce ai, nu neapărat ți-ți place, poate să nu-ți placă. Ok, asta dă cu tot un alt feel. Ups, scuze. Dacă și punem andesite aici, nu se potrivește, deci fără... O să folosim asta efectiv în drum. După care hai să vedem ce facem cu fața. Da, deci ușa nu o să mai fie aici, ușa o să fie aici. Și ne trebuie un dor. Cred că o să fie Dark Oak dor. Asta e spruce? Ah, wow, ok. Asta e spruce dor. Să punem pe interior. Și cum să facem? Cred că ar trebui ceva un leac mai futurist, așa, adică, ei, futurist. Impropriu. Spus, shift, așa. Ceva de genul ăsta. Și aici niște de-astea.
Cred că o las așa și după aia mă mai gândesc cât de bine arată, dar nu prea-mi place cum arată, nu-s mulțumit cu asta. Dar deocamdată o să o las așa. Ok, am să rezolv toate celelalte părți și după aia ne întâlnim pentru acoperiș, ok? Ok, după ce am terminat partea de jos și am pus așa un pic, să văd și eu cum ar arăta acoperișul, am ajuns la ceva de genul ăsta. E înalt, e strong, e cam tot ce am vrut eu să fie. Acum cred că am să vreau niște stone brick. De care? Folosim de asta sigur. Stone, for fuck's sake, cred că o să am nevoie de două blocuri, dar trecem peste și stone slabs. Ok. Acum, chestia e că aveau... M-am uitat un pic la poze pentru case de vikingi, bine, case nordice, efectiv. Și era culmea că era exact invers față de ce gândisem eu până acum. Cum se cheamă? Nu să... Nu au acoperit și curbat așa. E curbat exact pe dos. E curbat așa. Și sunt foarte lungi, foarte mari, pentru că erau comunități care... Erau comunități foarte mari, chiar. Interesant. Trebuie să mai învăț niște istorie. Că am descoperit că nu prea știu cam nimic despre gen strămoșii noștri. Adică toată filozofia din școală cu strămoșii noștri, că trebuie să fim patrioți, că pula mea, că pizda măsii. Dar nu știu nimic despre ei, efectiv, nu știu nimic despre tehnicile lor de luptă, nu știu nimic despre cum trăiau. Adică n-am nici cea mai vagă idee. Știu câteva din tehnicile de luptă romane, gen, băia foloseau tortos, trebuie să știți tortos, e mișcarea aia în care toți soldații se apropie unii de alții și pun scuturile sus. Și asta rezultă cumva într-o testoasă, tortos înseamnă testoasă în limba latină. Și e practic impenetrabilă de săgeți. E, bine, teoretic, acum în practic mai trecea câte una. Adică nu scăpau chiar tăzi din Tortos, dar era oricum foarte, pe conformație foarte sigură. Și gen românii, nici nu știu, deci știu că luptam sigur cu arme de fier. Dar nu știu, din epoca bronzului ceva avem prin țară? Adică stau aici și mă gândesc și ceva genul, hei. Nu am nici cea mai vagă idee. Știi, asta e unul din momentele când am dat seama că ar trebui și mai multă istorie. Aș vrea să învăț mai multă fizică. Gen, chestia aia explică multe. Ok. Gen, m-am dus ieri într-o librărie cu un prieten și găsisem un memorator de fizică pentru clasele pe a 6-a 12-a și am dat o pagină random și am găsit cum se explică efectiv, rezolvarea unei probleme, cum arunci gen, un obiect pe orizontală și explica și acțiunea gravitației asupra lui și era ceva genul, da, dau 20 de lei pe chestia asta, e ok. Nu regret deloc, a fost o investiție chiar bună, chiar am să folosesc cartea aia. Ok. Ok, hai că văd ce mai fac pe cea. Ok, după ce am lucrat un pic la acoperiș, arată cam ceva de genul ăsta. E destul de ok, nu pot să zic că sunt foarte mulțumit cu ea, dar îmi place ideea și îmi place cam cum a ieșit. Acoperișul e și fain, îmi place forma. Și forma asta e ok, e foarte ok. După care avem tot interiorul care nu știu, nici fața, n-am nici cea mai vagă idee cum să rezolv triunghiul ăsta de aici. Interiorul e relativ simplu, dar avem bârna asta de lemn care e peste tot, care mă bucură. Și mai avem și interiorul care e cam simpluț, dar mai merge mobilat, putem să mai punem chestii pe aici. Acum, mai este o parte de care nu știu cum să mă simt, am încercat cumva și un alt design, designul ăsta cu hei, dar nici nu se compară cu ăsta, adică mi se pare că arată mult, mult mai bine.
Hei, ok, dar dungile astea roșii chiar nu se potrivesc. Doar dacă cumva îl întorc pe tot în aceeași direcție și... Da... Bine, relativ aceeași direcție, când mă apuc acum să-l... Aici, asta, parcă, dar totuși nu. Deci, încă nu. Na, ok, și mai este, deci, o mică chestie pe care dacă ar face așa, trage atenția dacă încercați să faceți ceva de genul ăsta, fiindcă acoperi și curbat aici și ești curbat așa, aici trebuie să aveți cumva două curbe și nu, aici trebuie să fie ceva de genul ăsta. Și spargeți aici frumos și aici. Și iese ceva de genul ăsta. Acum, problema e că nu transpui în scări. În scări un pic mai greu, dar e cam aceeași chestie. Și am lăsat bârnele, efectiv bârnele astea, sunt piloni de susținere de aici. L-am lăsat până sus. Ei, doar un design. Acum chiar sunt curios cum arată cu astea aici. Unde e pilonul ăla? În orice caz, asta e casa mea de viking. Mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. Sper că v-a plăcut. În niciun caz nu-i terminat, adică mai pot să fac o groază de retușuri la ea, dar deocamdată sunt destul de mulțumit cu partea asta. Poate am să mă întorc și am să mă modelez un pic. Mulțumesc că m-ați urmărit. Like, share, subscribe, foarte important share-ul și ne vedem data viitoare. Bye!